Locul este un cartier tânăr, este un cartier construit în special pentru PUC, combinatul de utilaj greu, care se află la finalul acestui traseu. Combinat de utilaj greu la care lucrau aproximativ 10.000 de persoane. Aceste imagini făceau parte din propaganda comunistă, biserica nu avea ce să caute acolo, așa că a fost înlăturată. De asta nici nu avem nori pe cer, dar totul este alb. Și se văd doar construcțiile construite în perioada comunistă și pionerii. Salut, sunt Tiberiu și vă așteptăm în fiecare sâmbătă dimineață la ora 10 în Târgu Cucu pentru o cursă inedită cu tramvaiul comunismului pe traseul Târgu Cucu, Cuc și apoi Copou.